Ce mai faceți, domnișoarelor? Bine, stăm de vorbă. Stați de vorbă. Mă lăsați un minut să stau lângă voi? Eu mă numesc Agapiu Piu Piu și astăzi fac un reportaj despre cum în Republica Moldova este deja mai bine. Acum un an, președintele Parlamentului Andrean Candu a spus că peste un an va fi mai bine. A trecut un an și deja e mai bine, nu-i așa? Nu putem spune că s-au schimbat multe lucruri. Ce ați spus? Nu s-au schimbat multe lucruri. Cum adică nu s-au schimbat? Domnișoara, această primăvară au avut loc schimbări majore. S-a schimbat ora de iarnă pe ora de vară. Vecinul meu s-a schimbat ieri, a venit transpirat de la lucru și s-a schimbat acasă, era ud, tot learcă. Nu, eu personal ca student nu am niciun post de muncă stabil, nici o bursă achitată la timp, nici nimic. Adică nu pot să spun că lucrurile sunt mai bune. Dumneavoastră sunteți bursieră și nu primiți bursa la timp? Nu sunt bursieră, sunt la contract. Sunteți la contract, dar ați vrea să primiți bursa? Desigur că aș vrea, nu ca orice... Păi, dar trebuie să aveți 12 pe linie. Aveți așa note? Nota e 10, nu e 12. Ai, deja e 10, s-au schimbat. Vezi, deja s-au schimbat anumite lucruri în Moldova. În concluzie, după această discuție, aflăm că domnișoarele practic sunt finanțate din banii furați din BEM și de aia refuză să recunoască schimbările majore spre bine în societate.